descindere în forc, peste 50 de mandate, după 27 de perchezicii la domiciliile unui grup infracțional din Brașov. Polici sublinierătii din Brașov, cu sprijinul colegilor din mai multe județe, au efectuat 27 de percheziții domiciliare la persoane benuite de constituirea unui grup infracțional organizat, activitățile infracționale constând în falsificarea unor acte emise de autorități bulgare sublinierei alte infracțiuni conexe. La data de 11 aprilie, 62 de polici sublinierătii a Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație sublinierei Justiție, DICOT Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 27 de percheziții la domiciliile mai multor persoane din județele Brașov, Dolj sublinierei Alba. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul sevâr sublinierei infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contraband calificat, subliniere antaj, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual sublinierei conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Activitățile infracționale s-au desubliniere urat în perioada 2017 prezent sublinierei ar fi constat în producerea sublinierei distribuirea de permise de conducere, precum sublinierei alte documente, false. Emiterea acestor acte ar fi fost atribuită autoriților bulgare, precizează un comunicat transmis joi ager pres de C3 Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ, Brașov. Polici sublinierătii au pus în executare 51 de mandate de aducere, au identificat 8 suspecți ce au fost conduși sublinierei la DICOT Serviciul Teritorial Brașov în vederea audierii, precum sublinierei 29 de martori care au fost conduși sublinierei la sediul IPJ Brașov, pentru ascultare, potrivit comunicatului menționat. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurilor în care s-au produs faptele. La acțiuni au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Brașov, grupurilor de jandarm mobile Brașov sublinierei Dolj, precum sublinierei polici sublinierătii din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție Alba, Dolj sublinierei Tim sublinierei, mai menționează comunicatul de presă al IPJ Brașov.